Salutare, oameni buni, și bine ați revenit la unul dintre experimentele făcute pe canalul ăsta. Astăzi cu green screen, să vedem cum arată, cum se vede, care sunt detaliile, dacă merită să continui cu green screen sau cu cel gri, sau vedem mai încolo. Astăzi vreau să vă arăt LG Velvet 5G, revenirea companiei sud-coreene pe terminalele, să zicem, premium. Nu e chiar de top, dar este un model premium. Anul trecut LG G8 nici n-a mai ajuns oficial în România. Probabil s-a găsit prin câteva magazine care l-au adus de la ele de acasă, din sacoșe. Lansarea oficială nu a fost, prezentarea oficială poate doar la Buhnici, ceva de genul ăsta. În schimb, acum 2 ani, când a fost lansarea G7, LG a luat majoritatea presei de IT din România și ne-a dus la Budapesta și undeva la un studio de filmări din Ungaria. Ne-au prezentat LG G7, care a fost un model bun, dar pus în comparație cu terminalele concurente, pierdea la câteva capitole și astfel n-a reușit să facă vânzări, probabil. Și atunci divizia de mobile LG a dat înapoi. Iar anul trecut n-au mai făcut nimic. Anul ăsta au vrut să vină în forță revenirea LG. Velvet nu e un telefon rău, iarăși. Ei reușesc la mai multe capitole să bifeze corect. Oferă și performanță și autonomie cât de cât. Snapdragon 765G. Au camere bune, au display decent. Arată bine și stă bine în mână. În schimb, telefonul costă 3200 de lei acum. Este un nou telefon pe care îl testez în cadrul Orange Smartphone Testers, laboratorul de testare al fanilor Orange, din care fac parte de mai mulți ani și am avut ocazia astfel să testez o mulțime de telefoane noi. Vă puteți înscrie și voi pe pagina Orange Smartphone Testers sau măcar puteți vedea acolo ce teste s-au făcut și ce părere au utilizatorii. Întotdeauna este un lucru bun să ne luăm în considerare părerea altora atunci când vrem să cumpărăm ceva. În schimb, trebuie să fim foarte, foarte atenți dacă este o părere reală, bazată pe experiență sau sunt, de fapt, angajații companiei care spun că acel produs e minunat și trebuie cumpărat ca să facă ei vânzări. Sau ai magazinului, că uneori se întâmplă ca și magazinul să zică cât de minunat e produsul doar ca să-l vândă mai bine. Aceasta nu este cutia finală de LG Velvet. În schimb, vreau să vă arăt telefonul, vreau să punem SIM în el. Dacă are baterie, nu sunt 100% sigur. E prima oară când deschid cutia asta, doar că am înțeles că nu este cea oficială de retail, deci nu o să conțină majoritatea chestiilor care sunt incluse. Bun. Prima impresie este absolut pozitivă. Telefonul arată foarte, foarte bine. Un design plăcut, ecranul cu margine curbate care este obligatoriu aproape în ziua de astăzi și camerele foto aliniate frumos, branding-ul LG, colțuri rotunjite, îmi place foarte mult. În schimb, ideea lor de a merge pe Snapdragon 765G nu mi se pare tocmai cea mai bună alegere. Primele experiențe cu genul ăsta de terminale au arătat că procesorul e mai degrabă leneș decât productiv, să zic așa. Deși el are componente și chestii de la 865, au fost puse într-un context în care lucrează mediocru. Ca să vă faceți o idee, între 865 și 855,
diferența de putere de 150.000 de puncte. Între 8.55 și 7.65, încă 150.000 de puncte. Deci este undeva departe, departe, la jumătatea lui 865 ca performanță. Încărcător și cablu și chestia de pus SIM-urile, dar am înțeles că el vine și cu multe alte chestii în boxul de retail. Scrie pe el Made in Vietnam, dacă interesa pe cineva unde este făcut. Vreau să punem SIM-ul înainte să-l pornesc, să vedem dacă merg și datele și tot. Bine, trebuie să mai găsesc și slotul de SIM până să apuc să bag SIM-ul în el. Așa, gata. Avem SIM-ul de la Orange Smartphone Testers. Pare că suportă și cardul microSD după formatul tăviței. Mai spun câte ceva despre dotări și oferta. Deci 3189 de lei la Orange poate fi luat la 2594 cu un abonament de 25 de euro pe lună. Poate fi luat în 24 de rate de 108 lei. 24 de rate ori 108, îi zic că totalul e 2594, dar cred că pentru rate trebuie să fii client Orange. Cam asta e. Haide să vedem dotări tehnice în mare, așa. Bun, prezentat în mai 2020. Da, așa, de ce ai de bifat asta? Ia uite. Da. Are 180 de grame, deși mi s-a părut foarte ușor, adică aveam impresia că e un telefon de ăsta ieftin, așa, foarte ușor. Sticlă pe față, sticlă pe spate, șasiu din aluminiu, dual SIM, dual standby, IP68 rezistă la apă, standard de militare 1000STD 810G. Despre care ăștia au scris aici că nu garantează rezistența. Mi se pare genial. Avem un standard militar de rezistență, dar nu garantează rezistența. Așa, 765G, octa-core cu un nucleu Cryo Prime, un nucleu Cryo Gold și 6 nuclee Cryo Silver. Adreno 620 care este și el sub 650-640, cele de la modelele de top. Haideți să vedem câți giga de RAM are. Sunt versiuni cu 6 și cu 12 giga de RAM. Să vedem ce ne-a... Nu, cu 6 și cu 8 giga de RAM. 128 intern, FS2.1. Camere pe spate, 48 de megapixel senzor principal, 8 megapixel ultra-wide, 5 megapixel senzor de adâncime și blitz. Camera frontală de 16. Da. Măi, mergi înainte și lasă-o pe asta. Nu vreau. Deci nu se poate seta fără amprentă. Jesus. Nu vreau amprentă. Ah, gata. Nu mai afișa și leave me in my pain. Documente juridice. Doamne, doamne. Deci nu pot să trec mai departe dacă nu sunt de acord cu toate chestiile. Hello. Bun, o interfață nouă. N-am idee cum se cheamă interfața asta de la LG. Ia să vedem, că ar trebui să scrie aici. LG UX 9 e o chestie probabil dezvoltată mai recent, pentru că la versiunea anterioară era altceva. Veți primi setările pentru internet, dar cred că merge direct.
Finalizați de configurat. Bun. Îmi place interfața de mișcat, se mișcă foarte bine. Notificări pe care nu le poți închide, minunat, este minunat. Bun. Impresie relativ pozitivă despre interfață, se mișcă foarte bine. O să fac în curând toate testele pe el. O să scot la tura foto-video, pentru că la Orange Smartphone Testers o să fac de acum înainte și o tură foto-video. În maximum o săptămână revin cu tura foto, în maxim 2 săptămâni review final cu LG V5G. Eram curios dacă mi-apare rețeaua 5G aici, dar acum nu o văd. Trebuie să văd prin setări. Senzorul de foto principal pare să fie același de pe majoritatea telefoanelor de 1x2 inch. Așa, ecran PIOLED 6,8 inch Full HD Plus 395 dpi. Nu mi se pare nimic extraordinar, dar nici rău, nu are nicio funcție de aia cu, nu văd să aibă refresh mare sau vreo chestie de genul ăsta. Mă mai uit prin setările lui. Uite, mesajul de setare, măi. Nu-i apare opțiunea 5G, băi. Minunat! În fine, o să revin după ce testez în detaliu LG V5G și vedem dacă merită cumpărat sau nu. 108 lei pe lună în plus la factură nu e nici mult, nu e nici puțin, mai ales dacă vrei să ai un telefon care arată excelent. Cam asta e prima impresie pozitivă, dar rămâne un preț destul de mare, discutabil. Sunt foarte multe alternative la nivelul ăsta de preț, deci e foarte greu să vedem dacă un terminal merită cumpărat la nivelul ăsta sau nu. Stați aproape că mai am câteva terminale de testat și probabil se îndreaptă deja spre mine altele noi. Cel mai mult aș vrea să testez în ultima perioadă nou Xperia de topă, la Xperia 1 Mark II, care cred că are niște funcții foto-video foarte interesante. Da, e la un preț foarte mare pentru că e cu Snapdragon 865. Iar dacă ați văzut, recent s-a prezentat pe surse Qualcomm Snapdragon 875, următoarea generație de anul viitor, care nu numai că vine cu putere de procesare mai mare și cu tot felul de tehnologii noi, în schimb vine cu încărcare cu 100W, care va încărca telefonul în sub 20 de minute, vine și cu un preț mai mare. Deci gândiți-vă că de anul viitor flagship-urile vor costa cu încă 100 de euro în plus, ceea ce pentru mine și pentru oamenii care nu au foarte mulți bani e o problemă din ce în ce mai mare. De asta toți jucătorii se concentrează acum pe mid-range, pe zona premium, pe telefoane până în 4.000 de lei care să răspundă la toate nevoile utilizatorului. Și desigur pe cele entry pentru cei care chiar nu au buget și au nevoie să aibă și un telefon cât de cât decent. Haide, ne auzim în curând cu alte terminale noi. Baftă, ceau!